Dar dați-mi voie să mulțumesc Asociației Dăruiește Viața, doamne Ioana Gheorghiu, doamne Carmen Uscatu, celor 250.000 de români care au participat la sistemul de donare prin SMS și sutelor de firme care au contribuit la realizarea acestei, să spun, secții modulare care este realizată pe sistem containerizat. Ce vedeți în spate este practic o realizare a unor oameni cu suflet, unor oameni care, fără să le ceară nimeni, au avut inițiativa, odată cu declanșarea epidemiei, de a realiza o secție care să fie folositoare în cazul creșterii numărului de persoane infectate și care să poată fi disponibilă pentru a permite tratarea pacienților infectați cu coronavirus. Este vorba de 38 de paturi. 14 paturi sunt pentru tratarea persoanelor aflate în stare gravă, cu ventilatoare, injectomate, cu monitoare. Alte 14 paturi sunt pentru bolnavi aflați în stadii intermediare, fie în drum spre ventilare, fie după ce au suferit o îmbunătățire a stării de sănătate. Și de asemenea există un număr de 10 paturi pentru persoanele care au simptome și care sunt suspecte.